6 bărbați care s-au dat drept polițiști au agresat 3 tineri într-o pădure din județul Mehedinți. Victimele au fost bătute, apoi legate de mâini și de picioare, în timp ce polițiștii falși au plecat cu telefoanele acestora și cu cheia de la mașină. 6 bărbați din Constanța care s-au dat drept polițiști și au agresat 3 tineri, apoi au abandonat în pădure, au fost săltați de către mascați. Cu cagule pe față și echipați cu semnale luminoase pe mașini, precum cele ale poliției, cei 6 indivizi ar fi blocat într-o pădure între Băile Herculane și Baia de Aramă, un autoturism în care se aflau 3 tineri din Mehedinți. Imediat după, au început să-i lovească și să-i amenințe. Cei 7 suspecți sunt cercetați pentru săvârșirea 3 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, 3 infracțiuni de tâlhărie calificată și 7 infracțiuni de uzurpare de calități oficiale. În prezență au fost reținuți, urmând să fie propuși judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. În sarcina acestora s-a reținut faptul că, în seara zilei de 27.1.2023, în timp ce persoanele vătămate, e vorba de 3 bărbați, se deplasau cu autoturismul pe DN67D înspre localitatea Baia de Aramă, au fost blocate în trafic de către cei 7 suspecți care simulau calitatea de agenți de poliție rutieră, erau mascați, înarmați cu pistoale de tip airsoft și au mai folosit la comiterea faptelor și o lampă autostroboscop și o paletă reflectorizantă. În aceeași împrejurare, cei 7 suspecți au pulverizat substanțe irritant-lacrimogene în habitaclul autoturismului persoanelor vătămate, au exercitat acte de violență împotriva acestora, obligând persoane vătămate să iasă din autoturism, după care i-au imobilizat și au trântit pe partea carosabilă, legându-i cu coliere, încătușându-i de fapt cu coliere din plastic. În continuare, împotriva voinței lor, persoanele vătămate au fost obligate să îi însoțească pe cei 7 suspecți pe o distanță de 7 km până în zona unui refugiu, loc în care persoanele vătămate au fost deposedate de telefoanele mobile, precum și de alte bunuri. Tinerii legați și abandonați în pădure au fost ajutați de către un trecător care trecea prin zonă și a alertat autoritățile. Cei 7 bărbați, toți din județul Constanța, au fost reținuți în urma audierilor. Aceștia și-au rezervat dreptul la tăcere pe parcursul audierilor. Unul dintre inculpați, liderul grupării, este cercetat și de către DIICOT Constanța într-un dosar de trafic de droguri. În noaptea atacului, inculpații s-au dat drept polițiști folosind o mașină civilă, căreia i-au schimbat numele de înmatriculare folosind numere de București și semnale luminoase cu ajutorul unui stroboscop. Se pare că motivul atacului ar fi fost faptul că părțile vătămate, cei 3 tineri din Mehedinți, ar fi găsit 200 de kilograme de droguri într-un container. Marfa ar fi aparținut grupării din Constanța, astfel ancheta s-ar putea extinde și către părțile vătămate. Polițiștii impostori au fost audiați, dar doar unul dintre ei a fost reținut pentru 24 de ore. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru tâlhărie și lipsire de libertate.